În mediul rural există un curent potrivit căruia cei care vor să se vaccineze nu pot consuma alcool timp de 5 zile, iar din acest motiv majoritatea preferă să nu se imunizeze, asta a declarat medicul militar Valeriu Gheorghiță într-o declarație de presă. În general, când vorbim despre o activitate medicală, un tratament sau chiar o vaccinare, este bine să nu consumăm băuturi alcoolice. Se pot întâmpla o serie de evenimente care să fie legate de consumul de alcool și lucrurile nu trebuie amestecate. Este important când ne prezentăm la medic să nu fim totuși sub influența alcoolului. Se pare normal, înaintea oricărui vaccin și oricărui tratament, nu este bine să consume alcool, dacă se poate și să nu fumeze și mai bine. E foarte bine, ca la orice medicament. Medicamente cu alcool. Eu am făcut vaccinul și știu treaba asta și e foarte bine. E foarte bine. Nu ieșim din cârciumă și mergem să facem vaccinul. Consumul de alcool nu este recomandat sub nicio formă din punct de vedere medical și nici nu are beneficii. Aici facem referire la consumul cronic și repetat, dar în niciun caz nu este indicat să se consume băuturi alcoolice atunci când se ia un tratament sau se face un vaccin.